Republica Moldova și România s-au unit într-o experiență unică. Pentru prima dată, peste 200 de persoane au pornit într-un ultramaraton internațional care va trece de această dată Prutul. Participanții vor alerga peste 480 de kilometri, iar punctele de start și finish au fost alese în mod simbolic, Arcul de Triumf din Chișinău și cel din București. Pe toată durata cursei, participanții vor avea mai multe opriri pentru a-și reîncărca bateriile, iar scopul final este să ajungă în aproximativ 60 de ore în capitala României. De dimineață, cei peste 200 de participanți s-au adunat în preajma Arcului de Triumf din Chișinău. Aceștia ne-au povestit că pornesc cu zeci de emoții la drum. Așa cum această cursă este pentru mulți dintre ei o provocare, atât din punct de vedere al rezistenței fizice, cât și emoționale, deoarece este cel mai lung traseu pe care îl vor parcurge vreodată. Emoții mari, da, la acest competiție, la acest Rubiconus pentru prima dată. Mă fascinează ideea că noi să alergăm și trecem vama. Începem la Chișinău, terminăm la București. Câte etape vom face deja, nu știu, dar sper cât mai multe. 480 km nu e posibil, dar voi încerca cât mai mult posibil. Adică eu cred că peste 300 de km să ating. Este a treia oară, am mai alergat un ultramaraton de 50 km și unul de 75 înainte. La ultramaratonul care va trece Prutul vor alerga și mai mulți angajați ai brigăzii cu destinație specială Fulger. Sper că tot va fi bine, să ajungem cu briul la final. Sunt colegi care au mai participat. Spre exemplu, eu personal primul dat particip la așa gen de marafon. Potrivit organizatorilor, pe parcursul cursei se vor mai alătura participanți din diferite localități. Traseul planificat, care va totaliza 478 de kilometri, va traversa 5 regiuni din Republica Moldova, Ialoveni, Cimișlia, Taraclia, Găgăuzia și Cahul, dar și 5 județe din România, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița și Ilfov, iar finișul va fi București. Tot traseul este împărțit în etape, deci și putem să ne conectăm la orice etapă pe traseu să luăm parte de eveniment. O să aleargă peste 200 de participanți, simultaneu să dăm start 150-200 de participanți de la start și pe traseu o să fie deja conectat cu noi participanți în fiecare 10 km. Acest eveniment este susținut și el e orientat prin siguranță, deci asigurat o să fie tot traseul și pe traseu așteptăm susținere de la fiecare regiune, de la fiecare sat, de la fiecare oraș. Participanții au fost încurajați și de către președinta Maia Sandu, dar și de către ministrul educației Dan Perciun. Oficialii le-au urat succes în cursă. Știu că fiecare pas pe care o să-l faceți pe această distanță lungă se datorează forței dumneavoastră interioare. Știu că fiecare dintre dumneavoastră are probabil un motiv propriu care l-a determinat să accepte această provocare. Dar există și un motiv comun și acest motiv comun este să scurtăm distanța de la Chișinău la București, să apropiem Republica Moldova de România. Vă urăm să aveți o cursă ușoară, aveți tot respectul și aprecierea noastră, sunteți o sursă de inspirație că v-ați angajat în această provocare. Sperăm foarte mult să vă revedem cu bine la Chișinău, cu rezultate frumoase. Avem și o bucurie deosebită la minister, pentru că printre dumneavoastră sunt și doi angajați ai noștri. Ultramaratonul Rubicon a ajuns la cea de-a 7-a ediție.